E o vorbă care spune, dacă vrea să te înșele, te înșală cu tine de mână. Primul dialog pe care l-am avut noi doi, în primul dialog mi-ai mărturisit că îți place și o altă fată din casa mireasă. Exact. Când ai descoperit că îți place o altă fată din casa? După câteva zile, când au început live-urile. De mână fiind cu Andra. Acum, dacă e să te îndrăgostești de cineva, că ești de mână, că nu ești de mână, se întâmplă. Nu cred că poți să controlezi chestiile astea. Și cu Anca lucrurile au fost explozive, v-ați văzut din prima, v-ați plăcut din prima... Eu nu aveam că am văzut-o la început. Eu am cunoscut fetele sâmbătă, cu Anca mea și duminică. Și am și decis, nu, să formăm un cuplu. Și luni am început și o să văd celelalte fete. Și? Poate mă înțelege și pe mine cineva, dar... Să știi că nu întâmplător nu am adus-o pe ea în seara asta aici, pentru că chiar voiam să stăm de vorbă cu tine, știi? Și să aflăm ce e în sufletul tău. Pentru că e mai ușor de discutat cu tine așa față în față când ea nu este prezentă. Poate și pentru faptul că ea s-ar simți rănită sau trădată sau cum vrei tu. Oricum am niște mustrări de conștiință pe tema asta, deoarece puțin cât am reușit să o cunosc, mi-a lăsat senzația că este o fată extraordinară, care chiar își dorește ceva serios cu mine și nu vreau să o fac să sufere, sub nicio formă. Și de aceea am zis să îmi asum lucrurile astea, să le zic de la început, ca să nu... Nu e nicio problemă. Ana, poți să ieși și să bei un pahar cu apă, că nu e problemă. Ca să nu mai aștept să treacă mai mult timp, să ți atașeze de mine mai tare, apoi să-i zic, știi, mie îmi place de altcineva. Știi, acum, probabil că și Ana s-a înnecat tot așteptând să ne spui cine este nu fata. Nu vreau să spun încă. Pentru că frumos e să vorbesc cu Anca întâi, pentru că cu Anca n-am discutat chestiile astea și deja le discut cum ar veni în spatele ei. Și nu merită acest lucru. Chiar mi-e foarte dragă și nu am zis că nu mai vreau să vorbesc cu ea. Am zis că mi-a atras și altă fată atenția. Și dacă descoperi că ai dat vrabia din mână pentru cioara de pe gard? Eu sunt împăcat cu toate greșelile și toate deciziile pe care le-am luat în viață. Ce zice online-ul? Bun, cuplul Anca și Victor, fiind primul cuplu format, a fost foarte bine primit de public, oamenii au fost foarte încântați de voi. Ei v-au plăcut și separat, ca doi oameni maturi veniți, da, pentru o căsătorie, cu experiență de viață în spate, doi oameni maturi și serioși. Doar că între timp se pare că oamenii au văzut că voi, formând un cuplu, de fapt, vă stingeați unul pe celălalt. Da. Practic, deveneați plictisitori, anoști, fără chef. Exact. Uite și Andreea dă din cap aprobare. Andreea este una dintre fanele voastre, una dintre doamnele care se uită cu mare drag la voi la emisiune. Da. Zi, Andreea. Și am avut aceeași impresie, că vă stingeți unul deci, pe exact celălalt. Deci exact asta am spus băieților în casă astăzi. Bă, de când m-am combinat, parcă nu mai sunt eu. Parcă nu mai am poftă. Te-am și văzut într-o imagine, erai așa de bosumflat și ea săraca a încercat să-ți intre în... Adică mi-am dat seama că am mai trecut prin chestiile astea și zic, bă, ceva nu-i bine cu mine, ceva nu-mi place. Zic, hai să văd și să zic. Că dacă țineam în mine, adormeam trist în fiecare seară, plângând. Să știi că îmi place faptul că îți asum. Păi, de asta... E vorba de viața ta și înainte să-i mulțumești pe ceilalți, trebuie să te mulțumești pe tine. I-a am spus-o o de fiecare dată. La început, când ne-am cunoscut, că toată viața ei i-a pus pe cei dragi pe primul loc. Acum vrea să fie pe primul loc. Ei, exact aceeași chestie am făcut-o și eu. M-am gândit tot timpul la persoana de lângă mine, punându-mă pe locul 2, 3, 4. Acum vreau și eu să fiu fericit. Bunica, dumneata știi care este cealaltă fată? Nu. Nu știi. Acum, e secret de stat. Dar nici nu cu nici simțul ăla de bunică, cercetătoare, așa nu, să... Nu, nu. Eu când am văzut-o pe Anca pentru prima dată, am spus Anca este pentru Victor. Da, bine. Anca este titlul... Da, dar eu stau cu el în casă, nu tu. Da, pui eu respect Lenu, mult dar... ce zici, dar gândește-te că sunt alegerile mele. Eu plec cu femeile la drum. Ție, oricum cam toate îți plac, ai tu sufletul prea bun și vezi numai binele din oameni. Ia zi, Ionuț, ce zic internauții? O foarte bună în privința asta. Mi-a atras atenția Victor, care era foarte vocal la începutul competiției. Acum cu Anca a amuțit de tot. Amândoi sunt ștersi, lipsiți de interes, stau pe canapea ca două statui. Sau, Victor și Anca sunt ca România și NATO pe vremuri, într-un parteneriat strategic. Exact, da. Asta a fost foarte bună. Da. Eu chiar nu-s genul, n-am avut strategii niciodată în viață, că sunt prea impulsiv să am. E dacă mă deranjează ceva, eu explodez și cum am făcut și acum.
Și cum am făcut și cu eu. Ceea ce este foarte bine, vă repet, dragilor, spuneți-vă punctele de vedere, pentru că sunt importante. Și este vorba de viața voastră și viața voastră este cea mai importantă pentru exact asta pentru am simțit voi. Și eu. Da, și te rog să nu te super pe mine, da? Dar eu mă însor, nu tu, da? Bun.